În această seară s-au primit cadouri și scrisori în Casa Mireasa. La băieții Sergio a avut un pachet și o scrisoare. Marius la fel scrisoare și o pungă cu alimente. A mai primit și Bogdan în această seară un pachet, spunea că este de la un fost coleg de facultate. Era foarte bucuros Bogdan când a citit scrisoarea și a văzut de la cine este cadoul. În casa fetelor, Ana a primit două cutii destul de mari pline cu cadouri, a avut ceva hăinuțe acolo, un halat de baie, a scos o pereche de botine, de cizmulițe foarte drăguțe, era tare încântată, le-a și probat și spunea că îi vin foarte bine avea și alimente într-una din cutii, n-a vrut să scoată mai mult, să se uite, zicea ea că îl așteaptă pe Daniel și vor deschide pachetul împreună. A avut pachet de la părinți Andreea în seara aceasta, a avut și o scrisoare pe care a citit-o și doamna Maria, foarte multe bruzițe topuri a primit Andreea de acasă, câteva rochițe, era foarte încântată. Spunea că probabil părinții au văzut că are nevoie de haine noi.